Bună seara! Da, sunt foarte hype în clipul ăsta. De fapt, dinainte de clipul ăsta am băut două cafele astăzi, care cred că și-au făcut efectul destul de întârziat. Adică, în sensul că le-am băut de dimineață și acum e vreo 4, după amiaza. Dar astăzi e bine, e bine că pot să vă explic, poate trecem mai repede prin clipul ăsta, că avem empties, adică produse terminate. N-am mai făcut un clip din ăsta de ceva timp și... Ca să nu mai vin cu papornița de plastic, să nu trebuiască să tot păstrez papornițe de plastic, am zis să folosesc una din asta de pânză reciclabilă. Asta este chiar de la Ivroșe, by the way. Și am zis să pun aici toate lucrurile în papornița de reciclabilă. Și avem produse terminate. Am senzația că nu sunt așa de multe. Acum nu-mi dau seama, dar e posibil să nu fie chiar atât de multe. Așa că nu vă așteptați la un clip prea lung. Dar, de dragul eficienței, am să scot totul și am să pun pe fața mea aici, pe masă. Am să pun toate produsele și cu voi vorbesc după ce le scot. Și dintr-o dată m-am speriat, pentru că m-am dat seama că sunt de fapt foarte multe produse. Dar hai să începem ca să nu vă mai omor. Avem adată o cutie de decolorant pe care, insist eu, să o pun în produse terminate, pentru că e doar cutia, nu este nimic altceva în cutie, sper că după aia se duce la reciclat. Cutie de decolorant de la colorista Ombre L'Oreal. Pe asta îl folosesc eu ca să-mi fac șuvițele și să-mi decolorez vârfurile. S-a mai dus, acum nu se mai observă pentru că mi-am și tuns vârfurile și nu se observă, dar pe ăsta îl folosesc, a fost a doua oară când l-am folosit. O să mai decolorez părul, cred că prin mai, cam de acolo. Am eu de gând, unde ziua mea să fiu pui. Nu, glumesc niciodată. Eu pui niciodată, dar oricum aș vrea să fiu un pic mai deschis așa pentru vară. Și da, ăsta este un decolorant destul de bun. Nu mă pricep, v-am zis, nu sunt expertă în domeniu, fac experimente pe mine, ceea ce nu recomand neapărat să faceți, dar eu fac pe mine, că de ce nu, sunt un pic și masochistă. Și mi-iese, adică mi-iese un blond destul de drăguț aici la vârfuri, nu știu dacă, cred că în poze se vede mai bine, se accentuează mai bine. Îmi iese niște șuvițe destul de drăguțe, destul de ok, mai deschide, mai dă un pic de luminozitate tenului, așa, când am șuvițe deschise în jurul feței. So, asta. Apoi avem, că tot vorbeam de păr, șamponul ăsta mov de la Elsev, pentru că îmi decolorez părul, ca să nu devină verzui, așa, să n-aibă nuanțe din alea de cupru. Folosesc și șampon din ăsta. L-am folosit destul de rar. Mi-am dat seama că ar trebui să-l folosesc un pic mai des ca să evidențiez și mai bine acele șuvițe blonde. Dar este foarte bun ăsta. V-am zis că eu am o problemă cu mare parte din șampoanele, balsamurile, produsele Elsev, cu care nu mă înțeleg de regulă, dar cu ăsta mă înțeleg foarte bine, nu mi-ngrașă părul, nu mi-ngreunează părul, spală foarte bine, adică nu trebuie să mai folosesc și alt șampon în afară de ăsta atunci când mă spăl, îl folosesc doar pe ăsta, își face treaba foarte, foarte bine, atâta doar să curățați peste tot pe unde atingeți cu spuma de la el, că pătează. Pătează. Înainte de șamponare, uite că asta trebuia să vă arăt înainte, folosesc această loțiune cu petroleu de la Gerovital, îi zice loțiune cu petroleu. Ce să vezi? Are vitamina A și E și ulei de ricin, care știți că îmi place foarte mult pentru că ajută la regenerarea părului, uleiul de ricin, și îl folosesc ocazional, nu tot timpul, dar ocazional, mai aplic la rădăcină, las așa jumătate de oră, oră, cât am eu timp înainte de a mă spăla, după care mă duc și mă spăl și este foarte ok, este foarte, foarte bun și am senzația că dă un pic mai multă vigoare firului de păr când îl folosesc. Așa, am terminat și un balsam din ăsta de la Botanic Therapy Garnier, pe care trebuie să recunosc că l-am folosit mai mult pentru epilat. Dacă nu știți despre ce vorbesc cu balsamul de păr la epilat, o să vă povestesc în curând, dar l-am folosit mai mult ca să-mi epilez, pentru că așa s-a nimerit, așa
a ieșit la numărătoare, de altfel este bun și pentru păr, adică este și foarte bun și pentru ceea ce face, l-am mai avut și o să-l mai recumpăr, nu-i problemă. De regulă nu am nevoie de balsam de păr, dar acum că mi-am decolorat puțin părul la vârfuri, se simte un pic mai uscat, este firesc de la decolorare să se simtă mai uscat, așa că am revenit la a folosi balsamuri de păr și am revenit la asta și este foarte, foarte bun. Un alt balsam de păr despre care v-am mai vorbit eu când spuneam tot așa că nu folosesc balsam de păr, că când ai părul fin și foarte pisicos, cum este al meu, și lipsit de volum și așa, nu vrei să mai pui încă 1000 de produse în el ca să îl îngrași, să se îngreuneze și mai tare și mai repede și știți povestea. Și un balsam de păr sub formă de spumă pe care l-am descoperit datorită Eugeniei a fost ăsta de la Milkshake, este foarte, foarte bun. Îi zice Moisture Plus, scuze, Whipped Cream și este balsam de păr, dar vine exact ca o spumă de păr, exact textura aia de spumă de păr o are. Îl aplici, este un balsam din ăla de tip leave-in, doar că nu ți îngreunează părul, nu îți îmbâxește părul, poți să-l coafezi, poți să-l aranjezi, poți să-i faci ce vrei tu. Îl aplici pe părul umed după ce te-ai spălat, lași părul să se scurgă bine într-un prosop, să iasă toată apa, iasă tot excesul de apă și înainte de a te usca aplici o mână destul de generoasă din balsamul ăsta și nu ți îngreunează părul. Dacă ai părul fin, cum aveam și eu și cum l-am de altfel, nu îngreunează deloc părul și ajută, îl hidratează și lasă mătăsos, nu se încurcă, îl ajută să se descurce, este foarte, foarte bun dacă, repet, aveți un păr foarte fin, care se îngrașă repede, care nu suportă produsele de hidratare sau nu suportă alte produse, deci este foarte, foarte bun ăsta. Plus că un lucru pe care l-am sesizat împreună cu Eugenia a fost că Dumnezeule, a ținut infernal de mult. Imaginați-vă că acest tub a fost folosit de 3 persoane, nu de 2, da? Înaintea Eugeniei l-a mai folosit o prietenă de-a ei. I-l-a dat Eugeniei să-l încerce și ea. Eugenia mi-l-a dat mie și l-am încercat și eu și eu l-am terminat într-un mare final. Este drept, nu l-am folosit de fiecare dată când m-a spălat pe păr, adică nu l-am folosit în fiecare zi sau la 2 zile când mă spăl eu, l-am folosit mai rar, dar oricum a ținut foarte mult. Dacă l-aș folosi numai eu, cred că tot m-ar ține 3 luni de zile ăsta, așa că își merită banii pe deplin. Cu siguranță am să-l recumpăr ca să-l am acolo pentru zilele în care am nevoie de foarte puțină hidratare. Așa, mai am ceva legat de păr, da, mai am, așa, un șampon uscat. Șampon uscat pe care folosesc mai mult pentru textura părului, nu neapărat ca să scoată grăsimea din păr. V-am zis, când am părul gras, mă duc și îl spăl, dar dacă, nu știu, m-am trezit și parcă nu e gras, dar nici nu l-a spălat. Știți că mai sunt zilele alea când nu e foarte gras, adică ar mai merge, dar e ploștit, așa nu mai are volum. Dau cu ăsta în loc de altceva, în loc de alt spray de texturizare și își face treaba foarte bine. Batistul clasic, eternul batist, de care cred că deja toată lumea știe, nu vă mai zic. Așa, foarte bun batistul. Apoi, încă un produs de păr și anume ăsta. Asta este iarăși sufletelul și dragostea mea, și anume uleiul de păr de la Elsev, ulei extraordinar, whatever. Mă rog, ci că avea 7 uleiuri în compoziție care tot așa ajutau la hidratarea și la regenerarea părului. Îl folosesc ca produs de finisare, îl aplic cu precădere pe vârful și credeți-mă că am observat o diferență în momentul în care mi-am decolorat vârfurile. Se simte o diferență destul de puternică în momentul în care le aplici pe ăsta, că le hidratează, nu mai sunt aspre, nu mai arată, nu mai stau în toate direcțiile, părul are luciu și nu îngreunează. Ce-mi place la el foarte tare, apropo de păr fin și enervant, este că nu îngreunează firul de păr, adică nu mi se îngrașă de la el. Bineînțeles, aplicat într-o cantitate rezonabilă, că dacă te-a pus să pui jumătate de tub, nu o să mai fie cazul, dar aplicat încă într-o cantitate rezonabilă, este minunat. Și cu siguranță am să-l recumpăr. De ce nu pot să vorbesc astăzi ca lumea? Why? Am terminat această cremă de duș de la Barnagan cu trandafir. V-am zis că nu sunt mare fan a produselor cu parfum de trandafir în ele, însă asta mi-a plăcut mult. Singurul lucru care mi-a displăcut teribil de tare a fost acest căpac
care are un sistem foarte prost, adică mai bine îi puneam o pompiță. Iese greu pe aici, deci m-am chinuit să scot crema aia de duș de aici înfiorător de tare și dacă îi scoteam capacul, parcă îmi curgea prea multă cremă de duș și risipeam produs, nu știu, ceva de genul. Adică sistemul ăsta nu este eficient. Crema de duș foarte ok, nu mi-a uscat pielea, nu mi-a iritat pielea, nu, nimic, foarte bună. V-am mai vorbit eu despre cei de la Barnagan. Apoi, încă un gel de duș, because cineva mănâncă geluri de duș pe pâine. Vorba lui Pebbles, a noastră, clasica noastră Pebbles. Asta de la FAP, pe care l-ați mai văzut cu... Ce Dumnezeu are asta? Nu știu, dar miroase a... din asta, cum îi zice? Ananas cu ceva dulce, așa ceva... Sau a fruity fresh, dacă vreți. Cam așa miroase. Deci miroase senzațional. Și pe ăsta, cu siguranță, îmi să-l recumpăr, pentru că îmi place foarte, foarte tare mirosul și îmi place să fac spumă cu el. Da, știu că tot timpul mă certați că fac spumă cu gelurile de duș și că aș putea să-mi iau spuma de baie. De, pentru mine e aceeași chestie. I don't care. Nu mă, așa. Și credeți că am terminat? Nu. Acum vine piesa de rezistență. Un gel de duș de 1 litru. Pe ăsta l-am de la Pharmalid. Este de la Pharmalid Pharmacy. Family Care farmaceutică, sper că se numește Family Care, se numește compania care îl comercializează. Este un gentle shower gel din acela, e dermatocosmetic, intră la categoria de dermatocosmetic, are un litru după cum v-am zis și este foarte foarte blând. Ăsta este gelul ăla de duș pe care v-am zis eu că l-am primit într-un pachet de PR cu alte produse de la ei. Chiar am menționat și în favoritele lunii martie vreo două produse care au venit împreună cu astea. Și este foarte blând cu pielea, nu usucă, nu are parfum, nu are un miros deosebit, nu are nimic, curăță foarte bine. L-am folosit inclusiv pe post de gel de curățare. Are un miros așa, nu știu, cumva pudrat, de ceva cosmetic, dar nu chimic, știți? Mi-a plăcut foarte tare ăsta și un litru vine la vreo 50 de lei sau ceva de genul ăsta. Vă las link în descriere, în orice caz, ca de altfel la toate produsele. Așa, tot de la ei, din aceeași gamă, oarecum, este și acest scrub cu zahăr, foarte bun. Este un scrub clasic cu zahăr, adică n-am nici prea multe lucruri bune de spus, nici prea multe lucruri proaste, adică e un scrub clasic cu zahăr, foarte ok, se exfoliază pielea bine, mie mi-a plăcut, adică n-am avut nicio problemă cu el. Așa, și încă ceva pentru corp, nelipsita mea cremă de corp, pe care o folosesc de ani de zile, loțiunea asta de lene de corp de la Neutrogena. Cred că ar fi cazul ca Neutrogena să-mi bagi în seamă în ceea ce privește crema asta, zic și glumesc. Nu mă bagă nimeni în seama, dar este foarte bună. Știți că este loțiunea de corp pe care o folosesc de ani de zile și v-am zis de mult timp de ea și multe dintre voi ați folosit-o la recomandarea mea și mi-a spus că v-a plăcut foarte tare și că va ajuta pielea. Dacă aveți o piele uscată, o piele sensibilă, o piele care, nu știu, e pretențioasă în ceea ce privește hidratarea sau produsele de îngrijire, încercați loțiunea asta că este foarte bună. Se absorbe repede în corp, este super hidratantă, vorba tot al lui Pebbles, că zici că îți face piele de catifea, efectiv, dacă o folosești 3-4 zile, pentru că hidratarea în sine se menține, adică ține mai mult de 48 de ore, am observat. Dacă o folosești constant, efectiv, se schimbă textura pielii, atât este de bună, da? Adică, dacă ai o piele ca a mea, de zici că ai solzi, da? Cu textură, îți schimbă într-o săptămână, două, cam așa, se schimbă textura și devine foarte, foarte fină pielea și de-aia îmi place foarte tare. O folosesc inclusiv pe timp de vară, că am mai primit întrebarea asta dacă folosești și vara, da, o folosesc pe timp de vară, dar seara, dimineața prefer altceva mai light. Este cam hidratantă ca să pot folosi dimineața. Hai să trecem la skincare, că avem și skincare, în caz că nu știați. Așa, prima dată aceste dischete au fost 50 la număr de la Bella, din 100% bumbac natural, erau din acelea mari pătrate, o să mai vreau din astea că mi-au plăcut, adică mai vreau, sunt bune. Chiar, cred că din Carrefour le-am luat pe astea, nu mai țin minte, Carrefour, Carrefour sau DM, nu mai știu exact, dar, așa, bun. Apoi, un ulei de demachiere, ăsta de la Nivea,
ăsta este cel sensitiv, nu, nu e cel sensitiv, că la sensitiv l-am avut înainte, ăsta este cel hydrating cleansing oil, așa. N-am observat nicio diferență între ăla sensitiv și ăsta, între, na, l-am încercat pe toate, îmi plac toate la fel de mult, curăță foarte bine, în sensul că îți dizolvă machiajul foarte bine. Vă rog frumos, nu vă luați de după reclamă. Simt nevoia să precizez chestia asta de fiecare dată când vorbesc de produsele astea, pentru că reclama e cumva misleading. Adică îți lasă impresia că ar trebui să țină loc și de gel de curățare ăsta și nu e așa. Adică după ăsta tot trebuie să folosești un gel de curățare și în cazul în care vă machiați, eu vă recomand cu tărie, ca regulă de aur, double cleansing-ul. Deci vă rog frumos, faceți double cleansing dacă vă machiați. Dacă nu vă machiați, nu este cazul de double cleansing, dar dacă vă machiați, este necesar să faceți double cleansing, n-ajungeți să vă dizolvați machiajul doar cu asta, pentru că rămân multe reziduri, adică sunt vizibile. Știți, eterna mea problemă cu el este că am senzația că nu mi se clătește de pe ochi. Nu știu de ce, dar oricum nu contează, pentru că îmi spăl tenul după aceea și nu mă deranjează foarte tare, dar foarte, foarte bun dacă vă bătea gândul să încercați un ulei de demachiere, este foarte bun, accesibil, nu știu, mai știu la ce preț vine, dar este foarte accesibil și îl găsiți cam peste tot. So, very nice. Și că vorbeam de gel de curățare, uite un gel de curățare foarte bun pe care n-am să recumpăr în schimb, pentru că mi se pare puțin exagerat prețul raportat la ce mai găsesc în comerț. În general, dacă vreți undeva să faceți, să economisiți bani în ceea ce privește skincare-ul, nu dați bani mulți pe gelul de curățare, pe demachiant și chiar nici pe toner. Dar astea sunt trei produse pe care puteți să dați mai puțin, pentru că nu este nevoie să investiți super, super mult în ele. Gelul de curățare și demachiantul, în primul rând, se duc pe scurgere, da? Deci n-are sens să dați zeci de mii de lei pe an, pe produse de curățare, da? Mai bine direcționați banii aia către niște seruri bune, către niște creme bune, dacă e să alegeți între una și alta, din punctul meu de vedere, pentru că n-are sens, adică cât stă pe pielea voastră? E practic săpun, șala, șala, adică e săpun, deci cât o să stea pe pielea voastră. Dar foarte bun acest gel de curățare de la Kiehl's, este cel cu gălbenele. Foarte, foarte bun gelul de curățare, dar e scump, adică nu mă tentează, nu știu, nu mai țin minte cât a fost ăsta, că ăsta este ăla de 230 de ml, nu mai țin minte cât a fost, dar mi se pare cam scumpicel. Pe lângă asta ne-ai de găsit unul la Yves Rocher, care îmi place cel puțin la fel de mult ca ăsta și este, cred că, la jumătate de preț sau ceva de genul, adică, vedeți, sunt alternative mai ieftine. Așa, ăsta curăță bine, este blând, este, îți calmează piele. Este foarte bun de folosit indiferent de tipul de piele pe care l-ai. Ei îl recomandă cu precădere pentru tenul gras, dar eu am ten uscat și mi s-a părut că îmi calmează și mi-ajută pielea, adică nu mi-o sucă tenul. Mă deranjează în schimb pompița asta minusculă, adică mai bine nu o puneau decât să pui chestia asta, nu știu de ce, care e prostia asta, pentru că tot timpul mă murtăream și se mânzălea asta aici, e și murdară sticla asta, chiar nu îi înțeleg rostul, de ce e așa de scurtă, de ce e așa de micuță, but whatever, dar în rest, numai de bine, oricum vă las link și de la asta. Încă un, asta e crema sau e gel de, nu, e crema. Mai am gel de curățare, stai să le luăm și noi în ordine alfabetică după tricoul. Nu mai am gel de curățare. Ok, deci hai să trecem la creme. Am așa, crema asta de la CeraVe. Că am învățat și eu cum se pronunță corect, CeraVe. Care a fost ok, este o variantă de asta mini, un fel de mostră. A fost ok, știți ce mă deranjează? Că unul din primele ingrediente, cred că al treilea sau al patrulea, e alcool, după glicerină. După apă, glicerină, bum, un alcool. În condițiile în care se presupune că ar fi pentru un ten ceva mai special, mai sensibil, mai pretențios. Asta m-a deranjat și din păcate n-am putut să o folosesc în anumite condiții mai speciale pentru mine. Da, ok, dar nu am să o cumpăr, adică nu o cumpăr în full size, că n-am de ce. Apoi, o altă cremiță, cum zic unele persoane, știți că unii zic cremiță, nu zic cremă.
Așa. De la Cetaphil, o cremă hidratantă, pe asta mi-a dat-o Sabina, e o mostră, tot așa mi-a dat-o Sabina când ne-am văzut ultima dată la Brăila. Nu știu ce este, dar mi-a plăcut. Adică pare destul de uleioasă când o aplici pe ten seara, dar pentru tenul meu uscat e bine. Adică mie mi-a plăcut, mie mi-a plăcut. Mă bate gândul să o iau și pe asta mare, dar și asta are ceva alcool în ea. Bine, cam toate cremele au un pic de alcool, but, na, așa. Apoi, știți că aveam eu, dacă ați văzut în ultimul daily vlog, aveam de la Novaj, de la ăștia, de la Oriflame, aveam serurile astea cu vitamina C, că aveau acidul ascorbic într-o parte, serul într-o parte și când apăsai pe pompiță se amestecau. V-am zis că îmi place conceptul. Concentrația parcă este de 10%, destul de mic, adică eu fiind obișnuită cu vitamina C 20%, dar a fost ok. Nu marea pe spate, nu mi s-a părut senzațional, dar a fost ok. Am văzut prețul, e cam piperat, dacă mă întrebați pe mine, raportat la un Revox din asta care e 24 de lei, 200 și ceva de lei, nu. Și Revoxul are concentrația mai mare. Acum depinde și de dacă suportați sau nu asta... vitamina C și mai ales în concentrație așa mare, dar mie îmi place, adică eu folosesc vitamina C, eu sunt mare fan declarat, gata, vitamina C, nu mai vreau să aud de că există viață fără vitamina C pentru tenul meu. Apoi, avem așa, două seruri de la Revox, că tot le-am menționat, avem un acid hialuronic, da, ăsta 5% și un niacinamide. Mi-au plăcut ambele la fel de mult, acidul hialuronic l-am recumpărat, vitamina C am luat de la Revox, urmează să-mi recumpăr și niacinamidele pentru că și astea mi-au plăcut foarte, foarte tare, sunt fan declarat Revox, indiscutabil, mi-au plăcut mult de tot pentru că am văzut că-s bune și vin la un preț super accesibil și sunt pe principiu The Ordinary, sunt mai curate, nu au tot felul de bazacon în ingrediente, sunt destul de ok, formule stabile, adică n-am avut nicio problemă cu ele și mi se par absolut minunate. Apoi, încă un ser, pentru că în cazul în care nu știți, eu am o boală cu serurile, cum ar zice vecina mea, am o boală, da, am o problemă cu serurile, îmi plac serurile, având tenul uscat, serurile intră mai repede în piele, serurile fiind pe bază de apă, cremele fiind pe bază de altceva. Bun. Serurile fiind pe bază de apă intră mai repede în pielea mea și avem aici bufeul cel de la The Ordinary, ăla cu cupru, ăla albastru, ăla de costă 1,5 milioane, 150 de lei, așa, care o fi costând el 150 de lei, dar nu m-a vântat pe spate, adică n-am văzut o diferență între ăsta și bufeul ăla clasic. N-am sesizat nicio diferență. Dacă e să cumpăr vreodată, să recumpăr serul, iau pe celălalt. Următorul produs este această cremă de la Gerovital H3 Evolution. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că îmi place foarte tare această cremă. Mi se pare că este foarte bună raportat la piață, la preț, la calitate, la absolut tot. Asta, dacă mi-aduc eu bine aminte, este varianta de 45+. Pe borcan nu scrie, dar pe ambalaj, pe cutie scria, parcă așa mi-aduc eu aminte, că scria 45+. Ce am observat este că are un picuț mai mult alcool decât cealaltă cu 35+, și de este posibil să o recumpăr pe cealaltă, dar în rest a fost hidratant, a fost ok. Ce mi-a mai zis tot Eugenia, mi-a zis de faptul că cei de la Gerovital oferă un produs în magazine, dacă duci 4 ambalaje de Gerovital, le duci înapoi pentru reciclat, cum ar veni. Nu știu exact în ce condiții, trebuie să caut, că nu m-am uitat. Nu știu dacă în toate magazinele Gerovital sau numai în anumite magazine, dar așa era, ci că dacă duci 4 ambalaje, îți dau un produs gratis. Bun, apoi, tot de la Gerovital, am de la Gerovital H3 Derma Plus. Și asta e cu H3, da. Așa. Am această mască care, dacă vă aduceți băiului bine aminte, vă spuneam că miroase tămâie. Da, are exact mirosul de tămâie. Nu știu, are ceva în compoziție care o face să miroasă tămâie. Este o mască de tip cremă, din aceea de se lasă peste noapte pe ten și este foarte hidratantă. Vă spuneam în ultimul clip cu favorite că e bine să nu îți faci masaj, să nu cazi în tentația, dar face masaj cum făceam eu, că se ia. Dar
altfel este foarte hidratantă și a doua zi te trezești cu, pielea hidratată, în special dacă dedesubt aplici niște seruri, ceea ce eu am făcut și mi-a prins tare bine. Și cel mai probabil o să o cumpăr. Crema cu siguranță o să o recumpăr, dar asta încă nu știu sigur, dar foarte posibil să o recumpăr. După aceea, de la Jonzac, am terminat o apă din asta, o termală, micuță. Pe asta am primit-o, nu știu, de la ei, am primit-o împreună cu serul lor. Serul mi-a plăcut foarte mult, tot așa, cu acei hialuronic era și serul, dar asta n-am folosit-o, nu prea am folosit-o, că n-am avut de ce, adică eu nu prea folosesc apă termală, nu-mi umezesc tenul, nu dau cu apă termală după ce îmi dau cu acid hialuronic. V-am mai spus în clipul dedicat acidului hialuronic, v-am zis că dacă este umiditatea mare în atmosferă, nu este nevoie să vă spreiați, să nu știu ce, să dați, din contră mie face mai mult rău dacă mă spreiez așa. Dar astăzi în fise am văzut că era umiditatea destul de mică în perioada asta iernii, așa când am ieșit din ianuarie încoace. Umiditatea a scăzut mult sub 40% în atmosferă și atunci am zis că e ok ca împreună cu acidul hialuronic să pun să pulverizez și un pic apă termală. Dar numai un puf așa, deci nu vă imaginați că am dat tone și mi-a ajuns destul de mult apa asta termală și a fost ok. Am folosit-o, da, nu știu dacă am să o mai folosesc. Acum, de exemplu, în perioada asta, umiditatea a trecut iar, este peste 50%, deci iar nu mai am nevoie să folosesc apă peste acidul hialuronic. Am terminat și MAC Fix Plus. Îmi place și foarte mult. Este genul ăla de produs care nu știi dacă face ceva până îl încerci și nici atunci nu e sigur dacă face ceva și până la urmă cumva te convinge, pentru că efectiv am senzația de fiecare dată când îl folosesc că machiajul meu, nu știu, devine uniform. Dacă ți-ai dat cu prea mult blush, cu prea mult bronzer, cu nu știu ceva, efectiv devine uniform și nu se mai vede atât de intens blush-ul, nu se vede, pare tot un melanj așa frumos și prelungește machiajul, este într-adevăr luminos. Dacă aveți tenul gras, cu siguranță nu o să vă placă, dar mie îmi place. E o posesoare de ten uscat, na. Și ultimul și ultimul și ultimul produs, ba nu, penultimul, stați așa că ăsta la tuier aici, așa, penultimul este acest Gimme Brow mic de la Benefit. Am mai avut unul și mai micus decât ăsta și vă ziceam că parcă nu mai dădeau domnul să se termine. Țin foarte mult aceste geluri de sprâncene și cred că mai degrabă s-a uscat decât s-a terminat. Că parcă aș simți așa că pe tuba acolo în interior, parcă ar mai rămas, dar e ceva foarte zvâscos. Da, o să-l recumpăr, dar probabil în nuanța 2, am zis că e nuanța 4, dar e nuanța 3. 3-ul este prea închis pentru mine. Mi se pare un pic prea închis pentru mine, mai ales acum că mi-am făcut firele astea, șuvitele astea deschise. Mi se pare un pic prea închis și vreau oricum să-mi deschid puțin nuanța sprâncenelor, care oricum este și mai închisă și mai rece ca ton decât părul meu și nu-mi place, da? Le vreau mai deschise. Știu că toată lumea e cu sprâncenele închise, dar mare atenție că sprâncenele închise la culoare vă îmbătrânesc, ceea ce eu personal nu-mi doresc, așa că vreau să am sprâncene mai deschise la culoare, chiar dacă poate pe cameră nu se văd atât de intens, dar îmi plac foarte tare să fie mai deschise, nu atât de închise. Pe lângă asta, ce am observat la ăsta, că este foarte bun de purtat în zilele în care nu porți machiaj, arată foarte natural, mai ales având periuța asta micuță, reușești să desenezi fire de păr și eu să umplu sprânceana asta care este chiar aici în față, să o umplu și să fac așa firicele cu asta super rapid, astfel încât sprânceana mea să pară aranjată, să pară mai full decât este, dar fără să pară că mi-am făcut ceva la sprâncene. Când te machiezi nu e o problemă că se vede că ți-ai făcut ceva la sprâncene, că nu iese din context, dar când nu te machiezi și îți faci numai sprâncenele, după aia zici că ai niște lipitori pe față. So, da, nu vrem lipitori pe față, că nu ne plac lipitorile de fel. Și așa că am... Asta e super bun și cu siguranță am să recumpăr și cred că am să recumpăr chiar varianta asta mică, pentru că mă ajută să
că astea sprâncenele mele minuscule. Știu, mă certați tot timpul că de ce îmi pensez sprâncenele. Nu, eu nu îmi pensez sprâncenele. Nu m-am mai atins de sprâncenele mele de cel puțin 2 ani, un an și ceva. Nu, nu mă pensez. Decât aici sunt niște fire care ies random așa și le mai iau cu lama aia de față. Știți, când îmi iau puful de pe față, le iau și pe alele curăț de aici. Dar alea sunt niște fire random, adică nu o să ajungă alea niciodată să-mi facă sprânceana mai deasă. So, nu mă ating de sprâncenele mele, nu mi le pensez, nu mi le tun, nu le fac nimic, că și așa nu sunt, știu că nu sunt, dar astea sunt de la mama natură și nici nu le vreau mai groase. Bun, ultimul produs pe care chiar astăzi l-am pus la categoria de terminate este această ojă semipermanentă de la Melchior, care este minunată, o am și pe unghii, că de-aia zis că am pus-o acum în terminate, pentru că tehnic vorbind ea nu e terminată, cred că ar mai fi ceva în tub, dar nu se mai ia, cumva a devenit și asta viscoasă. O să-mi cumpăr alta, că este o nuanță de nude pentru mine, este un nude din ăla rozaliu, care este perfect pentru mine, se potrivește super bine cu tonul pielii mele, arată super bine pe pielea mea și îmi place foarte tare. Dacă ați observat, în ultima vreme gravitez către unghiile astea nude, pentru că, unu, n-am unghii și doi, nu mă mai încântă culoare prea multă pe unghii. Așa, asta este, se numește Every Saturday și este minunat, este, v-am zis, un roz din ăla nude foarte, foarte frumos, este semi-permanentă și, da, este bună. Sau dacă vă pasionează, dacă vă interesează, here you go. Și cam asta a fost pentru astăzi. Aș vrea să știu dacă voi ați încercat produsele astea pe care le-ați încercat sau dacă aveți alte recomandări pentru mine. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și vreți să mai facem astfel de clipuri. Sunt binevenite întotdeauna și idei de clipuri de la voi sau alte sugestii. Veniți și pe Instagram, că și acolo vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!